doriți. Eu zic să luăm povestea de la început până la sfârșit, astfel încât oamenii să înțeleagă de ce sunteți noastră special sau de ce sunteți noastră atât de iubit de Dumnezeu. Mulțumesc frumos, mă onorează foarte mult cuvintele dumneavoastră, însă să știți și faptul că toți suntem iubiți de Dumnezeu și toți suntem speciali în modul de a trăi în lumea aceasta. Este vorba despre un accident pe care l-am suferit în anul 2008. Un accident cumplit, în urma căruia am rămas paralizat de la gât în jos. Stați un pic, părinte. Haideți să o luăm ca în carte. Nu fuseserăți niciodată la mare. Dacă vreți, mergem în urmă cu 2 ani. Cu 2 ani înainte de accident. Haideți să începem așa. Sunt preot la Spitalul Municipal Câmpina. În anul 2006 am fost hirotonit, numit aici, cu un amendament acela de a construi o biserică, lucru care mi-am și dorit enorm de mult. După 2 ani de încercări, timide sau mai abrupte, mai grele, am realizat faptul că nu este ușor să construiești o biserică. Îmi era foarte greu și mi este în continuare greu să vorbesc despre trecut, însă pentru că acum biserica este finalizată, ștergem tot ce a fost în urmă. Însă, la un moment dat am simțit că am nevoie de o pauză. Am nevoie de un timp în care să-mi încarc bateriile. Și am hotărât ca în vara anului 2008 să merg și eu câteva zile în concediu împreună cu familia mea, soția mea, care era însărcinată cu al doilea copil în luna a șaptea, și cu fetița noastră care avea 2 ani, Teodora. Și într-adevăr am dorit să merg într-un loc unde nu am fost niciodată și unde recunosc că îmi doream, năzuiam să ajung și eu acolo, la mare. Pentru mulți e un lucru infim, pentru mine era destul de greu. Și mi-am dorit foarte mult să ajung în Constanța, să văd și eu cum arată marea, nu numai la televizor. Duminică după amiaza am plecat împreună cu familia mea și cu niște prieteni care au și insistat și ne-au ajutat să ajungem acolo și am plecat către Constanța. Am ajuns la Costinești duminică noaptea, iar luni de dimineață primul meu gând era să văd cum arată marea, în realitate. N-am văzut prea mult, pentru că am ajuns pe o stâncă de unde vroiam să privesc mai bine cum arată marea. Și acolo s-a întâmplat ceva despre care n-aș vrea să vorbesc prea mult. Ceva s-a întâmplat că la un moment dat am alunecat, am căzut cu capul în mare. Capul meu s-a înfipt în nisip, am căzut pe spate. Corpul a venit peste mine și în următoarea secundă, în secunda aceea fatidică, s-a rupt coloana cervicală de la gât în jos și am paralizat complet de la gât în jos, în mare, fiind cu capul în nisip, fiind în mare. Deci ați paralizat pe loc, practic. Pe înțelesul tuturor mi-a rupt gâtul. Pe înțeles medical, nu vreau să intru în amănunte. Fractură produs de măduvă C1-C2. Exact. S-a produs o secțiune completă a măduvei, în zona aceasta cervicală C1, care, bineînțeles, a produs paralizia întregului corp, pentru că măduva este un organ foarte important al corpului uman care face legătura dintre scoarța cerebrală, din creier, encefală și apoi coboară prin măduvă, prin toate fibrele nervoase, la toate organele. În momentul când se dereglează măduva, când se produce un traumatism asupra măduvei, toate organele suferă. În cazul meu era foarte grav și a fost foarte grav, de aici și cred că este o minune fantastică. Nu o spun doar eu, spun medicii la nivel academic, pentru că în momentul când se fracturează sau se tasează o vertebră la coloana cervicală, poate fi readusă pe poziția normală, dar când se secționează măduva, dacă vreți, sau intumescența medulară, este o substanță fibroasă, lichidă, de aceea și se numește care lichid cefalorachidiar înăuntru, o substanță albă și substanță cenușie, în momentul în care se fracturează, pe acolo trec pe jumătate, trec foarte mulți nervi, 31 de perechi de nervi. Ori probabil că știți și dumneavoastră că o pereche de nervi are sute, mii de nervi. În momentul în care se fracturează și se rupe, tot ce trece dincolo de coloana cervicală rămâne paralizată, absolut complet.
Așa s-a întâmplat și în cazul meu, am paralizat complet de la gât în jos, simțeam doar dureri cumplite, fără să pot să mișc membrele, fără să pot să acționez asupra corpului meu, dar dramatismul mare a fost că nu eram undeva în afara mediului, ci eram în apă. Eram în apă, cu capul înfipt în nisip, corpul peste mine, am avut și câteva coaste rupte, asta e o parte secundară, foarte mică în raport cu secțiunea măduvei. Bineînțeles că în momentul în care se secționează măduva, adică în partea aceasta cervicală, gândiți-vă că este un loc foarte sensibil. În partea cervicală sunt 8 perechi de nervi. 8 perechi de nervi, vă dați seama? Și în momentul în care se secționează complet măduva, apare moarte iminentă. Este aproape imposibil ca celelalte organe să funcționeze, pentru că nu mai au arcul reflex transmis de la encefal, de la cap, prin măduvă către organe, și atunci celelalte organe sunt total dezechilibrate și intervine acest pas numit moarte iminentă. N-am murit pe loc, pentru că acolo în apă s-a întâmplat ceva despre care mi-e greu să vorbesc și în niciun caz nu o să vorbesc în fața micului sau marelui ecran. Cert este că acolo s-a întâmplat ceva, am stat un minut în apă, nimeni n-a realizat unde sunt, nimeni nu era cu mine, nimeni nu m-a văzut când am căzut, când am plonjat, nu știa absolut nimeni unde sunt. Iar eu eram pe fundul mării, luptându-mă să-mi salvez viața. Nicio șansă. Ce șansă să aibă un om în mijlocul mării, neajutat de nimeni, fără să poată să-și miște mâinile sau picioarele. Nicio șansă n-are la viață. Și în momentul acela în care mă aflam în apă, am realizat la un moment dat, după câteva secunde, că mă nec și nu pot să fac nimic și intervine în ființa umană, chiar dacă sunt preot, o disperare fantastică, teribilă. Am realizat că mă nec și nu pot face nimic. Ce să facă omul când se află într-o situație din aceasta foarte grea? Știți ce am făcut? Am început să mă rog. Dar nu așa cum ne rugăm noi, din cărți, din rugăciuni frumoase scrise, ci am început să mă rog cu cuvintele mele. Pentru că nici era nici timpul necesar unde să mă rog, nici capacitatea, nici puterea nu aveam. Și când am realizat că mă nec și viața mea se finalizează acolo, fără să știe cineva măcar unde sunt, mă gândeam și la faptul că o să mor și nu o să știe nimeni ce s-a întâmplat cu mine, nu o să mai mă găsească nimeni. Și am început să mă rog cu cuvintele mele și să strig repetat, probabil obsesiv, în mintea mea. Nu vorbeam, nu strigam, decât în mintea mea, în creierul meu se producea lucrul acesta, să mă rog și să o chem în ajutor pe Maica Domnului. Pentru că de mic copil și după aceea, după ce am devenit preot, am avut o evlavie și am în continuare o evlavie extraordinar de mare la Maica Domnului și primul meu gând a fost că Maica Domnului mă va ajuta cumva. Măcar îmi va scurta viața să nu mai sufăr așa de cumplit cum sufeream acolo în apă. Bineînțeles că după câteva rugăciuni obsesive de disperare și rugăciuni traumatizante pe care le aveam, la un moment dat s-a întâmplat un lucru miraculos, spun eu, și aici intervine prima minune, faptul că în apă fiind, în acest minut fatidic, am văzut lucruri pe care nu pot să le spun, lucruri care și vreau să rămână între mine și Dumnezeu, însă știu că în momentul în care am simțit prezența Maicii Domnului lângă mine, în mod real, concret, am știut că din clipa aceea nu se va finaliza viața mea acolo. Indiferent de situația cumplită în care mă aflam, repet, paralizat pe fundul mării, cu capul înfipt în nisip, fără ca cineva să știe unde sunt sau ce se petrece cu mine. După aproape un minut, asta o spun și eu din pronosticurile medicilor, s-a întâmplat ceva, nu știu cum, chiar nu știu să vă spun, m-am trezit pe plajă. V-a scos cineva? Nu știți? Nu știu. Am simțit că cineva mă smulge, mă prinde de păr. După ceea ce am văzut acolo în apă, repet, am văzut lucruri pe care nu pot să le spun, care mi-au schimbat total viața, pozitiv vorbind. După acest minut, cineva, o forță, nu știu, ceva, am simțit cum mă prinde de păr, m-a smuls din apă, bineînțeles, la porunca pe care Maica Domnului a dat-o și nu o să uit niciodată cuvintele acestea și vă rog să nu credeți că
fabulez. N-am niciun motiv. Am auzit când a zis Maica Domnului, scoateți-l afară. Nu știu cui a poruncit, nu știu ce a poruncit, știu că am simțit cu cineva o prinde de păr și mă smulge din apă și mă aruncă pe plajă. M-am trezit pe plajă, paralizat de la gât în jos, dureri cumplite, dureri. Eu am spus că sunt durerile iadului. Bineînțeles, probabil că am exagerat mult atunci.